Astăzi, 400 de elevi din municipiul Hunedoara au primit din partea administrației locale ghiozdane și rechizite necesare începerii noului an școlar. Elevii au fost selectați de fiecare unitate școlară pe baza mai multor criterii sociale, iar acțiunea primăriei are principalul scop de a sprijini accesul tuturor la educație, dar și de a reduce rata abandonului școlar. Acțiunea de distribuire a celor 400 de ghiozdane prevăzute cu rechizitele de bază a avut loc la școala generală numărul 1 din oraș. Nu este primul an în care copiii din familii cu venituri reduse sunt sprijiniți de administrația locală în procesul educativ. Copiii sunt primordiali pentru noi și sigur că da, trebuie să venim în sprijinul lor. Din tot sufletul suntem alături de ei. Întotdeauna autoritățile primăriei municipiului Hunedoara au împărtășit această idee de a investi în copii și noi sigur o ducem mai departe. În fiecare an, administrația locală a municipiului Hunedoara, Consiliul Local, ia această hotărâre de a încerca să ajute copiii din familiile cu venituri modeste și de a evita oarecum abandonul școlar, fiindcă la ora actuală foarte multe cazuri sunt la nivel național și nu numai de abandonuri școlare. Municipiul Hunedoara încearcă să facă în fiecare an un efort. Niciodată un efort nu este prea mare când îl faci pentru copii și pentru învățământ. În acest an, municipalitatea împreună cu compartimentul din primărie a Direcției de Asistență Socială asigură ghiozdane și rechizite pentru aproximativ 400 de elevi. Le-am adus ghiozdane dotate cu penar, cu rechizite, caiete, pixuri, tot ce e necesar pentru începerea anului școlar. Am primit caiete și de geografie, este de biologie și de muzică. Și mai ai? Ce mai ai? Mai am bloc de desen. Bloc de desen? Și penar? Am penar cu din ăsta. Ia, vezi ce ai, are wow! Da, și am din ăsta. Thank you very much. Mi le dai mie? Nu! Oh, mulțumesc! Aici am niște creioane și pixuri cu gumă de șer și radieră. Ne uităm pentru manualele la geografie, care o să fie foarte utile la clasa a patra, cu anul acesta. Mulțumim frumos! Investiția este de mare valoare, chiar dacă aparent nu pare așa. Ajutorul primăriei încurajează și susține marile planuri de viitor ale copiilor, iar fericirea lor nu poate fi măsurată nicio monedă. O să fiu foarte fericită și că o să învăț foarte bine. Care este visul tău? Ce vrei să faci când vei fi mare? Astronaut. Cu ce gânduri ai plecat ieri în noul an școlar? Păi gânduri fericite, că mi-e dor de școală, atât. Că mi-e dor de școală și sunt fericit. Ți-a fost dor de colegii tăi în vacanță? Te-ai văzut cu ei? Da, mi-a fost dor de ei foarte mult. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Păi soldat. Primăria Hunedoara a finalizat sau are în curs de finalizare o serie de proiecte de investiții de milioane de euro în modernizarea infrastructurii școlare din municipiu.